Diana Șoșoacă acționează pe toate fronturile posibile și este disperată de perspectiva acumulării alegerilor locale cu cele europarlamentare, întrucât dorește să participe și la europarlamentare, dorește să participe și la locale, să candideze pentru București cum ar putea să facă și una și alta dacă cele două alegeri sunt simultane? Cum se va descurca Diana Șoșoacă? Slavă Domnului, însă, că nu sunt cuplate aceste alegeri și cu cele prezidențiale, pentru că doamna Șoșoacă vrea să candideze și la prezidențiale. Ca să vezi.